Sfânte Maie, făcătoare de minuni prin promisiuni, sfințenia sfințiților, curățenia curățiților și prea frumoasa aurișoșilor. Sfânte Maie, care o lăsat-o pe măsa fără țară, care o adus în țară prosperitate, nulitate și aiurate. Am la tine o rugăminte foarte mare. Azi în copchii înapoi acasă în țară, adă diaspora în Moldova. Dar până ce să-ți spun cum să o aduci, am la tine o întrebare. Nu te uita că am brad, nu-s bogată. Mi-o trimis fiica și mi-a cumpărat brad. Dacă nu te uita într-un ochi, fiindcă mă te-am te înnegrit la față, clucește înapoi. Sfântul Maie, făcătoare de minuni, am auzit pe Ciocălău la o emisiune că gazul 30 de lei plătește numai cei care au casca lui Dodon. Uite, foarte rog, de sus, dar dacă ești undeva prin Europa, pe jos, trimite o dronă și vezi că am în ograda asta o casă care nu-i pus gazul, o cuniță, așa unde trăim noi cu doghitoși, ca așa o cuniță unde cresc puișorii mei care mă hrănesc și mă învrednișesc să mănânc o bucățică de brânză cu smântână. Draga mea, deși plătesc eu 30 de lei kilogramul, litru de gaz. A? Doamne, ferește-mă, dar prost mi-ai răspuns. Sfânte Mai, dar eu cheltui căldură pe puișori. Dar pe oameni incubatorii. Da, dar pe ouăle. Este eu leacă. Mă ierți să te întrerup, Sfântă, dar... A, spune-mă înapoi. Sfântă, mai, mă ierți să te întrerup. Dacă ouăle le ței în holodilnic, ori pe o mătă din trezele nu ies pui. Trebuie căldură. Da, sufletească, are chipuri, dacă am... Porți ouăle în lift și ori să iasă bubojerul să-mi zică mama. Las că am mai pus eu în omăt, mi-a mai spus o fantomasă că pune ouăle în omăt și de anul nou mai să ai moș Crăciunie din semintii și ai să-i vinzi. Așa că te rog frumos, nu trimiți toți de-al baioi. Tot ce-o călăi la emisiuni urme care învață-i. Și am una. De când mi-ai promis că ai să ne aduci copchii acasă și ai să ne aduci acasă? Și dacă văd că nu se mai întorc. Dar tu și știi că moldovanul vine acolo unde salarii mari. El o lipădat Rusia, iar s-a dus în Europa. Dar tu faci la noi aici, în Moldova, 5.000 de euro salariu minimal și să vezi cum copchii ar să vină acasă. A? Cum n-ai bani? Mi tic plășinta? Parcă ai învățat pa la Harvard, pa. Chiar trebuie să-ți spun eu, grechina, pa, cum să aduci copchii și cum să mărești salariul. Cât e baton, omul? 5 lei, știi? Dar cât e salariul minimal? 8.000, da? Știți, e greu să pui până la 2.000 de lei ori acolo, vreo 800-900 de lei batonul și să faci salarii de 5.000 de dolari? Tot așa ești cătașie. Dar copchii când au auzit cu 5.000 de euro, măcar îi vede la față înainte de moarte. Ai sterii, hai vezi, te rog frumos, n-am înțeles. Ce-ți fac? Da, dar până noi când ne rugăm la Dumnezeu așa, la dar până nu facem așa. Batem numai mătenii. Aaa! Dar și în șar jimânii, patru așezări și de 20 de ori slava Ucrainii? Las că după... Las că pe urmă mai în sară să nu mai vadă eu că vreau să mai trăiesc. Hai, hai, vă da, slava, slava, vă da proste, hai, hai, hai. Aș sări și să calcă, dar n-am. Slava, 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 vă da proste. Da, ia ca mir mai ai flămânzit și tu. Opa, opa, opa.